Salutare, fanșanții, la un nou episod de FC24 Pack Opening, în care sper să împice Nenia Rudiger. La place seria, nu uitați să plătiți și pe butonul de like. E foarte important să vă abonați și legendar de important. Dacă n-ați făcut deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere KTXPKG pe PC Garage, reducere în momentul ăsta, jocul ieftin pe G2A și bineînțeles cătă pe Fortnite Shop. Let's go time! Hai să vedem, domnilor, echipa a doua din Fryer & Dice. Am și băgat deja pe Nenia Rudiger în poartă, în defensivă. Arată absolut bestial, ar fi super fain dacă mi-ar pica, l-am jucat ceva vreme pe Nenia Rudiger Gold. Dar să vedem, există drop rate la aceste carduri sau salutare, pa! Bineînțeles, o scurtă analiză pentru cei trei jucători de aici și lea. Ar fi absolut nebune să pice ăsta, striker, arată extraordinar de șmecher. Am varianta Centurion, cred, pe contul RTG. Absolut bestie total. Probabil că e mai bună în bandă. Nu știu sigur cum arată celălalt right winger-ul. Nu m-am uitat. Nașpa că nu pot să pun aici mai multe variante din astea cu concept la același jucător. Ăsta ar trebui să fie extraordinar de șmecher. Are și viteză, are și defensiv, are și fizic. Playstyle răjala asta cu block plus. Și Nenia Rodri. Care și ăsta ar trebui să fie extraordinar de șmecher la mijlocul terenului. 6-3 craci lungi. Medium high, 4x4, are și cuptorul cu microunde, care zic că e destul de bun pentru jucătorii ăștia, face mai masiv, mai nu știu ce, reacții blană, defensiv ok, deși mă așteptam să aibă defensiv un pic mai bun de atât, passing blană, are și șutul cioban style și hai să ne uităm totuși și la nenea asta, dacă tot dăm rapid aici și lea, vedem Rashford-ul ăla alt, punem cu focul. Zgionule, Nenia Rashfordini, 5-3 și la altă era parcă tot 5-3. Dar nu-i cine și ce mega diferență, oricum cardurile arată blană indiferent. Deci hai să vedem, prindem și noi ceva sau salutare, pa. Trebuie să mai dau cu ăsta 3 goluri sau 4, ceva în gen, mi-am făcut și evoluția. Să vedem dacă se va împlânta, să fie bine, să nu fie rău. Hai mă, nene-o, stăm aici. Începem direct cu gol, Spain, left back, nici nu mai știu cine e pe aici și lea, Nenia Javi Galan. Ia să-mi dacă nu a băgat cumva un pack din ăla cu 10 coin pike ceva. Zonule, bam bam, trebuie să dau quick să și la badge-ul ăla în fine. Hai Gigele, pedaliră. Opa. R9 din preview pack. Ok, nu este R9, Canada, CM, te salut domnișoara, 84 park ban, 80 rating, n-avem nici hunter, n-avem nici shadow, ia să vedem dacă avem cumva pe aici promoș nexuri, absolut nimic, perfect, păi să meargă atunci, ia să vedem, am vreun pachet cu rating garantat, că din alea aș vrea să dau, mixed players pack, opa, bronz. Pentru jumătate de secundă deja vedeam cum vine un Fryer & Dice. Mai exact Fryer, că era ăla de foc. Asta este, poate data viitoare. Astea sunt pachete de la, cred, drafturi. Ok, silver, nu mai au ția pe aici nimic. Vărul lui Modric, center back. Deci, probabil că e verișoară de fapt. Collinger. Nenia Collinger. Se mișcă meniu, zici că este 1800 toamna, primul calculator inventat, let's go time. Doi jucători, 75-83, nu prea are ce să fie aici. Franța, center back. Leipzig, da. Exact ăla-i. Macan cu neatresor. Și a zis că își verișoare și nebun. Frezele astea. Aproape identice. Macan nu are chestii galbene la capăt. Hai Gicule, Jubo, vrem un gol back. Și este striker. Cine e ăsta? Nenia Dia. Ok, să fie bine. Marsao. O duplication. O, Biștar. O medie Biștar pe dreapta. Fixă la verișori.
Hai mă neniu. Ce se tot încarcă mă în meniu ăsta mă neniu. 78x2. Ok. Nu, ăla mai Hoisberg. Vedeam că e Ericsson. Dacă are CM. Menia Hoisberg 83 sau 84. Quartzicchi. Din atâtea carduri pe care le am, evident că îmi pică dubluri. Vrem și cu XL ăștia. Nu știu cum poate să fie în halul ăsta descriptată schema asta. Să-ți dea tot cardurile pe care le ai deja. Deși clubul e aproape gol ca idee. Dar cumva îi găsești fix pe aia pe care mai ai. Menia Grimaldo, cred. El e. În formă avea evoluție șmecheră și ăla. Băiatul cu dinții. Ne dăm fixă și la din astea pe aici. 4, hai băi în show 2, și alți, salutare domnul. Nu m-am uitat să văd dacă băga vreun player pick upgrade sau ceva. Ar trebui să fie din nou icon player pick pe zonă. Pot îl mai fac o dată să văd. 2 jucători, 75-83 din nou. Este... cine oare? Left. Espino, ok. Asta e verișorul lui Nenia Araujo. Dublură, bine, forță. Forță, 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 Costi, forță. 38 de pachet. Okay. Numai din astea ai avea pe aici, 81x2. Nemția, CDM, Chimici. Nu-i Chimici. Abar n-am cine-i. Andrei, de fapt. Salutare domnul Andrei Popa, cel voinic. Ai plecat. Să se încarcă, îmi calculează. Am luat săptămâna asta la DNF-uri din... mi s-a făcut rău. La drafturi în continuu, apare triunghiul la jos. Mă dă afară din draft. Olandezia center back este... este Nenia Botman. Se ia încăldă pe Van Dicus Maximus. Ia mă, și trebuie să mă uit la evoluție să văd dacă nu băga cumva, că se zvonea că o să fie evoluție la icon. S-ar putea să intre ceva icon-uri pe acolo, ia să intră în direct. Uitați-vă cum se încarcă, bă băiatule, meniu să stea să se încarce, mă, că bolonzăsc cu locul ăsta. Evolutions. Cut inside-ul era, cred. Sobrider vrăjal, opa, dar de fapt și ăla cred că era. Finisher nu mai știu ce. Growth Sprout. Asta cred că nu. Astea două oare le-au băgat? Asta e dacă avem ceva jucător pe aici. Un Leru, veri cu Boniface. Cum ar arăta Boniface-ul? Ah, ok, nu-i dă cine știe ce mare jmecherie. Meh. Celălalt. Avem ceva pe aici. Tonenia Boniface intră, văd că... ok, deci nu mare schemă. Nu, bine, dar faină evoluție. Să continuăm. Vedem ce pachetozi mai avem pe aici. Poate băga ceva la SBC-uri, deși m-aș mira. În afară de iconul la player pick, evident, care a fost resetat. 83x2, din nou. Modric? Nu. Mă-l cheamă pe Stan, că am și uitat. Ca la Milan. Rozovic. Bestie totală. Cine e? Ludovic Orban. Mai are ceva pe aici și lea. Ok, mă fac eti spartie. Asta este. Prime Electrum player stai cu 80 plus garantat. Right winger Almiron. Mașina Zanussi. De spalasiune. Hai că-l bag și pe ăsta acolo, poate bag la, la ceva upgrade. Văd că... opa, stai așa. Prime Gold Player Spec. 82 plus garantat. America. CIM. Chelsea? Iau. America, CIM, Chelsea. Catarina Macario. 84 rating. Absolut nebunie. Facem rost de un ban cinstit. Perfect.
Bun, și-a mai tras pe dreapta câteva pachete cu rating garantat. Hai să vedem, poate avem și noi o șansă la un Rudiger. Hai mă, nene-o. Hai la club, nenea. Bine. Carasu. 83 plus. Am primit un jucător 84. Foarte bine. 80x2. Ia să vedem măcar niște fodder ceva. O să fac și o icon. Right winger, PSV. Au loții. Canenia Lozano de la Napoli, parcă. 81. Carlos dublori și Nene Arnold. Mai ca și ceva cu 81x11, parcă. Poate să-mi dai și mie ceva Barossa. 80x5, din nou. Anglia, center back. Pietros. Nu mai știu ce rating are Nenea Pietrosul. 82x83. 85, da, vezi, mă. Nenea Pietros intră perfect la următorul icon player pick. Aici și da niște nimicuri. Și bineînțeles Nenea Asensio, care a venit un pic cam târziu, o jumătate de oră prea târziu. Aia e. O tine totuși mai interesant. 85 din nou. Dar cardurile speciale există totuși în joc sau povești. Nu mai știu dacă e walkout Nenea Nkunku. Bun, walkout. Bun, ca și fodder. Nu știu dacă există șansa să fie în spatele lui în Prayer and Dice. Ia să vedem. Ok, îl dă pe Hinter ăsta în prostie, ești nebun. Am și eu 5 jucători de 84 în club. Dă-i cu Hinter toate. Dă-i să meargă. Ia să vedem, putem să mai luăm cu un Hinter? Ar fi și păcat să nu mai luăm încă o dată. Canada, center back, în box sau ceva în genul. Bușana, după acolo, 85 rating și Hinter, frate. Hai cu Hinter, nu-i Hinter, păcat. Venea polițaru. Deja pleacă și spațiile de pe market. Îmi vine și să strănut. Măia și cu toate alea, bine să mă arunc direct. Prime X Player Spec, deci nu voiam să dau un ăsta în fine. Nienția CDM, ok, tot am dripop acel voinic. Dar nu mă, chiar Arnold, nu? Nia Burks. Hai Gigel, pedalează hamster-i odată. La jumătate de oră să deschid 5 pachete. E jocul acesta absolut minunat. 82x2. Olandezia, CF, Depay, nu mai știu ce rating are Nenea. 83-84 pe acolo. Perfect. Poate dă vreo evoluție ceva. Cașcavalul. Ne dăm quick să la Nenea Cașcaval. Salvare al Madrid, mă, Nenea. Ops 3x2. Nemția din nou, CM, Magul, nu-i Magul. Habar n-am cine. Domnișoara Barossan. 83 rating. Absolut de joaba. Nenea Ioris, care a primit și un card special Endofanera. La portare oricum nu prea are sens să-i faci. 81x11. Hai mă, promoțiile astea, îmi plac de nebunesc. Ne-am uitat pe food din la promoție. Ne-am uitat aici și la concept. Doamne ajută. Domnișoara Sheridan. Iar Marcos Llorente. M-am zis, am vreo 4 carduri. 5. 84 și le dă topalea. Să fie cas. Poate e 94x5 ăla îmi dă ceva, sau x3 cât era. x5. 81x11 din nou. Card gold, Olandezia, center back, Botman. Opa, cred că e walkout. Nenea Delict. Bun, 86. Poate e ceva în spate. Nu fie chiar lemnărie totală. 85. Cum am zis,
dă-le toate topalea. Măcar l-am trei de vă, nu, bineînțeles. Așa troll de joc, cum a făcut anul ăsta, nu știu cum a reușit vreodată în istoria ei și morți. 83 ăstele, 83x3. Portugalia, CM, măcar e walkout bun. Double cumva, nu. Nu știu dacă l-am pe nenia Bernardo Silva. Și în spate, se poate, măcar special. Altă dată. Bună și Rafinha, poate îi bagă evoluție. Și ultimul pachet. Cam asta a fost. A mai intrat o echipă, a mai intrat o promoție. Vine Team of the Year-ul. Abia aștept să fac echipă cu Team of the Year pe Footbin. Anglia, right back, Trent. Schwarzene, nimă, bronz. Double walkout, hai mă. Măcar să fiu un jucător cât e cât. Ok, domnișoară. Irene Paredes. În spate o fi ceva. Deși nu cred că e vrăja la aia să apară jucătorii ăștia speciali în spate. Bine! Michel Merino și Grabiel. Și cam asta a fost practic. Cum am zis, bă, sunt faini promoțiile. Interesant e. Fraier and Dice, Team of the Year, Team of the nu știu mai ce, dar asta e echipa în momentul de față. Poate reușim să mai schimbăm vreo 2-3 jucători pe aici și le-a peste vreo 2-3 luni. Sau când mai facem un iCampaign. Cam asta a fost. Este mai vizionare, să aveți o seară super faină în continuare și ne auzim mâine cu un nou episod. Bineînțeles, nu uitați să folosiți codul de reducere către Xbox pe PC Garage pentru că este vinerea de gaming, domnilor. Salutare, salutare!